observat că textul pe care dumneavoastră l-ați ales vorbește un pic și despre agricultură și sunt într-o situație foarte inconfortabilă pentru că habar n-am despre agricultură. Singura agricultură pe care am făcut-o vreodată a fost să merg la Prozar să cumpăr produse agricole. Ori de câte ori trebuie să vorbim din Scripturi și am ascultat ultima parte a mesajului fratelui David Măgduț, din Scripturi e mai ușor, că le mai brodim, le învârtim, știm Scripturile, dar când Biblia devine practică și vorbește despre soldați și despre agricultură, atunci cam trebuie să știi despre ce vorbești, pentru că dacă nu te pricepi și nu știi despre ce vorbești, o să spui prostii. Acum, eu am să încerc să nu spun prostii agricole, să nu cumva să spun ce nu e adevărat și pentru asta am să rămân doar la ce spune Biblia despre agricultură. Nu sunt bun la matematică, însă atunci când vorbesc despre matematica Scripturii, mă pricep pentru că stau numai la principiile aritmetice ale Scripturii. Să știți că Biblia vorbește despre plugar, plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadele și sunt anumite principii și cu privire la agricultură, care sunt principii de bun simț, care respectă științele agricole, dar care respectă și porunca lui Dumnezeu cu privire la plugărit. Există o agricultură a slujirii despre care aș vrea să enunț câteva principii foarte importante. Primul. Seceri dacă semeni. Seceri dacă semeni. Dacă ar fi după mine, eu m-aș duce pe câmp cu coasa de la început, ca să secer, ca să-mi umplu hambare. Asta ar fi preferința mea agricolă. Problema este că dacă nu semeni, degeaba te duci să seceri. Seceri doar dacă semeni. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că semănatul se face cu lacrimi, cu mare efort. Secerișul este cu cântări și cu veselie. Semănatul este cu lacrimi, că nu poți să semeni oricum, trebuie să deselenești ogorul. Acolo sunt bulgări, pietre. E greu să semeni. Și că semeni. Ce înseamnă semănat? Înseamnă să îngropi sămânța și să nu se mai vadă. Muncești un sezon întreg și după tine nu se vede nimic. Scumpi frați, voi veți fi chemați să faceți multe lucrări care înseamnă bucurie și satisfacție. Știți că a predica Evanghelia este un lucru foarte satisfăcător. De asta, predicatorii când primesc programarea de la păstor, fiecare se uită, își caută numele și își freacă mâinile. Vine rândul duminică, vine rândul peste două săptămâni. Și am vrea să venim aici și să secerăm aprecieri, să secerăm bună dispoziție, să secerăm zâmbete. Ne-ar place să uite oamenii țintă la noi. Problema este că semănatul se face în cursul săptămânii, atunci când nu te vede nimeni, atunci când stai ore în șir cu Scriptura. Și rămâi cu Scriptura în mână și când nu-ți spune nimic, pentru că nu-ți spune dintr-o dată. Scriptura, să știți că nu se grăbește. Una din problemele pe care eu le am cu Scriptura este, eu sunt un om foarte repezit și grăbit de felul meu. Foarte nerăbdător. E în temperamentul meu.
Dacă mănânc, mănânc foarte repede. Dacă mă apuc să fac curățenie, zbârnâi. Că vreau să termin în 5 minute toată curățenia. Și mi se pare că toată lumea stă pe loc lângă mine. Cu Scriptura nu merge așa. Cu Scriptura e pe îndelete. Citești, te gândești, te rogi, cer lumină de la Dumnezeu, mai citești odată, mai citești odată. Știi că citești până îți spune ceva textul ăla. Să știi că predica nu e în capul tău, predica e în textul biblic. Tu tot ceea ce trebuie să faci este să ai răbdare să-ți iasă, să-ți sară în ochi. Și asta se face pe îndelete. Semănatul ăsta cere timp. Semănatul ăsta nu înseamnă să ne ducem repede pe internet, să căutăm ce a zis ăla, ce a zis ăla, o compilație de compendiumuri și am strâns 3 vorbe de aici, 4 de acolo, 5 de acolo și dăm conserve, măcar dacă ar fi doar o conservă, dar tare mă tem că amestecăm 15 conserve și iese un ghiveci cu nimic de el. Pentru că de la o poștă se vede că este conservă. Exact cum odată un tânăr a vrut să țină și el predica unui mare erudit care studiase la Oxford și el săracul era adolescent și când eram student la Oxford a copiat predica cuvânt cu cuvânt. Semănatul cere efort și dacă nu semeni, nu vei secera. Și nu mă refer doar la ambon și la predică. Dacă nu semeni în viețile oamenilor, nu te poți aștepta ca oamenii să se lipească de tine. Dacă nu semeni Evanghelia la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu te poți aștepta să ai rod. Secer dacă semeni. 2. Pare același lucru, dar nu este. Seceri după ce semeni. Seceri după ce semeni. Și acest după înseamnă o perioadă de timp în care nu se vede mare lucru. În care ai impresia că bați pasul pe loc. În care ai impresia că nu se alege nimic de efortul tău, de munca ta. Trebuie să ai răbdare. Trebuie să muncești, trebuie să vergi lacrimi, trebuie să depui efort și pe urmă trebuie să aștepți recolta. Pentru că seceri după ce semeni și trebuie să aștepți între semănat și secerat. De multe ori, dacă am vrea să facem un pic de loc, să vedem ce se întâmplă cu sămânța aia, ne-am pierde complet nădejdea. Sămânța putrezește și moare. Atâta muncă, atâta efort. Trebuie să avem răbdare și să așteptăm secerișul. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă și altceva. După ce ai semănat, așteaptă cu credință, așteaptă cu nădejde, că vei avea parte și de seceriș. Poate că ar trebui să spun altfel. Am spus secer dacă semeni. În al doilea rând, după ce semeni, vei secera. Vei secera. 3. Seceri ceea ce semeni. Ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă seamănă în Duhul, va secera viața veșnică. Dacă seamănă în firea pământească, va secera furtună și moarte. Contează ce semeni. Mi-aduc aminte... Cu mulți ani în urmă, nevastă, cei ce nu știu, am o nevastă foarte înțeleaptă.
Și a văzut că mă stresez. Că sun, că mă zbat, că... Așa. Și știți că nevestele ne înțelepte pun întrebări. Știu să pun întrebări. Vă veți ajuta foarte mult soții din toate punctele de vedere, business, în biserică, în toate, dacă le puneți întrebări. Dacă vă repeziți să le dați verdicte, sfaturi și așa mai departe, s-ar putea să nu ajungeți așa repede, nici la inima, nici la mintea lor. Dacă le puneți întrebări, pe urmă încep să se învârtă rotițele. Și trebuie să alegeți momentul potrivit, stimate surori, stimate surori, momentul potrivit. Să nu fiți ca Mical, când a venit și el bucuros de la slujbă, a făcut o gafă. Bărbații voștri o să facă gafe în slujire. Și pe mașină n-apucă să se încălzească mașina, că o încălziți voi. Mă, dar m-ai făcut de minune, mă! Vreau să vă spun că Mical a avut într-o mare măsură dreptate. Pentru un împărat a fost foarte nepotrivit. Acum știu că l-a lăudat pe Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că dacă ne prinde harul aici la amvon, ne smulgem cravatele, ne dăm jos hainele și începem să sărim pe aici. Trebuie să ne păstrăm un pic de demnitate. Dar David n-a mai putut de bucurie. A fost atât de cuprins de exaltarea aia. Putea să-i spună altfel. A ales momentul potrivit, a ales cadrul nepotrivit. Mă rog. Nevastă mea mă întreabă, zice, auzi, am și o întrebare. Doamne dragă, doar spune Biblia femeile să-și întrebe bărbații acasă. Zic, da. Zice, auzi, tu vrei să-i aduci pe toți din orașul ăsta la tine la biserică? Zic, m-am gândit, dar nu-i chiar rea ideea. Ar fi pe la urmă. Zice, auzi, de ce să te chinui? Zice, că n-ai să reușești. Nu se va întâmpla lucrul. Zic, dar de ce? Pentru că nu ți-i dă Dumnezeu. Cum adică nu mi-i dă Dumnezeu? Zice, Biblia spune că turma e împărțită. Zice, turma care v-a căzut la împărțeală. Știți cine e aici la Ghețiman? Turma pe care v-a împărțit pe Dumnezeu. Dumnezeu v-a dat. E împărțită. Numai în Biserica Universală e o singură biserică. În biserica locală, ca să nu ni se suie la cap, pentru că avem temperamente diferite, așteptări diferite. La unii le place într-un fel, la alții într-un fel. Dumnezeu ne-a împărțit, fraților, și trebuie să ne bucurăm de această împărțeală. Deci, auzi, știi ce cred eu că ar trebui să faci tu? Ar trebui să predici Evanghelia așa cum este, pentru ca să atragi oamenii cărora le place Evanghelia pe care o predici tu. Atâta tot. Asta trebuie să fie prioritate. Deci nu ne mai stresezi de nimic. Frați păstori, ne vindecăm așa de repede de metehnele noastre. Întrebări, neîntrebări, înțelepciune, neînțelepciune, asta e instinctul nostru. Dar am observat că aducându-mi aminte din când în când de realitatea acestei împărțeli implacabile, putem fi mai liniștiți, putem fi mai relaxați. Și prioritatea noastră nu este, aici este una din marile probleme, pentru că începem să semănăm ce credem că îi atrage pe oameni. Și uneori semănăm fire pământească ca să atragem fire pământească, crezând că vom umple bisericile noastre. Semănăm cântări firești și vom atrage oameni firești. Semănăm păreri și opinii despre un mod de îmbrăcăminte mai relaxat, abdicarea de la anumite principii scripturale despre purtare și comportare, părându-ni se că vom atrage mai mulți oameni. Cine mai e în America, în Chicago, în secolul 21, anul 2023, să mai trăiască ca la bisericile din România? Și ziceam, în Bucovina e foarte bine, ăla e Occidentul și sufletul României. Dar am fost într-un loc unde unul mi-a zis, zice, băi, zice, eu sunt dezamăgit de voi de bisericile voastre din America, dar de ce? Zice, voi sunteți cum eram noi în România în anii 80, majoritatea bisericilor. Prea puțin v-ați luminați-vă, zic, bine că v-ați întunecat voi în România. Săraci, dar fudui. Frații mei, să avem grijă ce semănăm. Să nu semănăm nimic în afara coperților Scripturii, crezând
atrage număr, că vom atrage faimă. Pentru că atât numărul, cât și faima nu pot fi în afara limitelor pe care ni le-a așezat Dumnezeu. Sunt oameni la care nu o să le placă niciodată de mine. Pot să fac tumbe în fața lor, să mă fac bufon pentru ei. Iată de ce să fim atenți că secerăm ceea ce semănăm. 4. Seceri mai mult decât semeni. Seceri mai mult decât semeni. Semeni un bob. Uneori, un bob de muștar. Și seceri un pom plin mare. Ați observat că întotdeauna secerișul este mai bogat decât semănatul. Știți de ce? Pentru că cel care face să crească este Dumnezeu. Amin. Tu semeni, altul udă, dar cel care face să crească e Dumnezeu și Dumnezeu nu se face niciodată de râs cu agricultura Lui. Seceri mai mult decât semeni. În ziua cincizecimii, de aia trebuie să facem toate lucrurile călăuziți de Duhul Sfânt. O singură predică și s-au pocăit aproape 3.000. Cineva spunea că în zilele noastre predicăm 3.000 de predici ca să pocăiască unul. Cred că ar trebui să semănăm împreună cu Dumnezeu. Pentru că dacă nu semănăm cu El, risipim. Dacă nu strângem împreună cu El, risipim. Da. Seceri mai mult decât semeni. Știi de ce seceri mai mult decât semeni? Pentru că seceri ca din nou să semeni. Ați observat că atunci când secerăm, nu luăm totul și băgăm în hambare. Lăsăm o parte pentru ca în sezonul următor să semănăm iarăși. Și de fapt există o succesiune permanentă de semănat, secerat, semănat, secerat, semănat, secerat. Ce părere ați avea despre un plugar care spune: Domne, am semănat odată, gata. Și mă ia tot secerișul și îl consumă. La anul ce mănânc? În lucrarea lui Dumnezeu trebuie să existe această succesiune permanentă. Semeni, seceri, semeni, seceri, semeni, seceri. Vreau foarte scurt să vorbesc puțin despre conceptul acesta în ceea ce îl privește pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți, Dumnezeu este, poate că n-ar trebui să spun afacerist, poate ar trebui să spun business, dar nu e businessman, business guy, nu știu cum să-i spun, dar se pricepe la afaceri mai bine decât noi oameni. Ce înseamnă o afacere? O afacere înseamnă o investiție. Înseamnă recuperarea investiției sau amortizare, după care strângi profit, din profit trăiești, dar tot din profit reinvestești. Și vă rog să observați ce a făcut Domnul Iisus Hristos. El a fost investiția lui Dumnezeu care a venit pe pământ. Și a fost semănat. A fost semănat. În Daniel spune că unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. În momentul în care ai investit și ți-ai pus toți banii pe care i-ai strâns, tot ce ai, rămâi fără nimic. Aparent, te pierdu mințile. Și vreau să vă spun că Dumnezeu, atunci când a investit, Dumnezeu n-a investit cu măsură. Știți ce a făcut Dumnezeu când l-a dat pe Domnul Iisus Hristos? S-a buzunărit și a dat buzunarele peste cap și a dat tot. A rămas cu buzunarele goale. A dat tot când l-a dat pe Hristos. De fapt, versetul de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică, este absolutul iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat tot pentru toți, pentru ca toți să aibă tot viața veșnică.
Este absolutul iubirii lui Dumnezeu. Ei, a rămas fără nimic. Până a treia zi. Când în ziua învierii, Dumnezeu și-a recuperat investiția. A amortizat investiția. A luat înapoi ceea ce a investit. Însă, Dumnezeu a intrat imediat în profit. Chiar înainte ca Domnul Iisus Hristos să moară, spune Biblia că un tâlhar de pe cruce a fost convertit. Și acolo a început profitul lui Dumnezeu. Și de 2000 de ani Dumnezeu merge în profit. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora, că va vedea profit. 2000 de ani de profit. Însă ce face cu profitul ăsta? Spune, acum vă trimit pe voi și vă investesc. Dumnezeu ne trimite în lume. Da, pe mine în mijlocul lupilor. Aparent pierduți, aparent semănați, aparent consumați, aparent exterminați. Și ce se întâmplă? Prin nebunia propovăduirii crucii, Dumnezeu continuă să strângă profit pentru împărăția Lui, pe care îl ia și îl reinvestește. De 2000 de ani există acest sezon continuu al împărăției lui Dumnezeu, semănat, secerat, semănat, secerat, semănat, secerat. Iată, dar, secer ca din nou să semeni. 6. În ultimul sezon, există un sezon care este ultimul sezon. Tu ești semănat și tu vei fi secerat. Pentru că realitatea este că viața este scurtă și oricât de mult am vrea să fim și să facem, îmbătrânim și ne consumăm. Și vine sezonul când ai să ții ultima ta predică. Vine momentul în care ai să vii pentru ultima oară la biserică și nici măcar n-ai să știi că ai venit pentru ultima dată la biserică. Și Dumnezeu îți va spune, uite, ți-a venit rândul să intri în pământ. E ultimul tău sezon. De acolo încolo s-a terminat cu semănatul. Nu vei mai semăna niciodată nimic. Sezonul acesta al semănatului se încheie în ziua în care tu însuți ești semănat. Nici atunci să nu-ți pierzi nădejdea, pentru că vine ultimul seceriș. Secerișul în care tu vei fi secerat și vei fi înviat. Vei învia. Ăsta e ultimul sezon. Ai semănat pentru ultima oară, ești tu semănat. Și pe urmă, intri în secerișul lui Dumnezeu. Și în al șaptelea rând. Ultimul seceriș este veșnic. După ultimul seceriș se termină cu lacrimile semănatului, rămâne doar satisfacția acestui seceriș, pentru că vei fi binecuvântat cu o moștenire veșnică. Ce ai făcut lui Iisus va sta. Vei intra în bucuria stăpânului tău. Ultimul seceriș o să rămână al tău pentru totdeauna. Ultimul seceriș nu va mai fi riscat. Într-o lume plină de răutate, de lacrimi, de dureri și de suferință. Și pentru că principiul lui Dumnezeu este că secer mai mult decât semeni, cuvântul Domnului spune că nu trebuie să te uiți la suferințele de acum de o clipă, pentru că ele vor fi convertite într-o greutate veșnică de slavă. Iată de ce semănați și secerați până în ziua în care veți fi voi semănați și apoi secerați în viața veșnică și în răspătirea veșnică.